par Bubatescu, pentru că ești un om care urmărește cu atenție evoluțiile în sondaje de opinie și ai scris multe analize pe Sociologica Blogspot, blogul tău. Doamna Macovei este un candidat cu potențial din ce ai văzut până acum din sondaje? A fost măsurată cu atenție? Care e situația în de fapt? Niciodată n-a fost măsurată. Și asta pentru că când vine vorba de intenția de vot la prezidențiale, da, clientul oferă sau discută cu institutul care efectuează sondajul scenariile. Și nu a existat niciodată o dorință instituțională de a se verifica potențialul Monica Macovei în ceea ce privește alegerile prezidențiale. Comentariul pe care l-aș face și care leagă atât candidatura, care leagă candidatura lui MRU de candidatura Monica Macovei este următorul. Partidul sau alianța nu formată trebuie să înțeleagă că, spre deosebire de celelalte forțe politice care au existat în România în ultimii 25 de ani și care erau definite de lider, este mai degrabă într-o situație asemănătoare cu cea a partidelor americane, în care există o listă destul de lungă de oameni, fiecare cu electoratul său, cu susținerea sa, cu mesaje și valori utile. Evident, candidat la prezidențiale va fi unul singur din aceștia, dar trebuie ca fiecare dintre ei să susțină sau să poată să fie utilizat de către partid în campania prezidențială. În alte cuvinte, aceste candidaturi, dacă nu se concretizează și partidul nu știe să le utilizeze, să utilizeze ulterior aceste resurse umane în campanie, să poată să-i mobilizeze și să-i motiveze pe acești oameni să dea și ei mesaje pentru susținerea candidatului principal, apar niște riscuri. Încrederea în doamna Macovei, notorietatea domniei sale, cum se prezintă, dacă intenția de vot n-a fost măsurată? Notorietatea este bună, încrederea este la un nivel destul de apropiat de cel al altor figuri din opoziție. Singurele excepții sunt singura excepție este Iohannis. Iohannis este la cote ceva mai înalte. În rest este un grup destul de strâns, destul de aglomerat, în care se regăsesc foarte, foarte mulți oameni în spațiul opoziției. Am înțeles. Însă încrederea în instituții precum DNA, justiție, în general, se poate transfera către domnia sa? Într-o măsură se poate transfera. Evident că mai este nevoie de un element pentru candidatura la prezidențiale și doamna Macovei a rostit deja câteva cuvinte care arată că se înțelege foarte bine acest lucru. Ce element? Păi există oferta și pe alte domenii. Vorbea despre educație, sănătate, piață liberă. O candidatură la prezidențiale nu poate sta într-un singur picior, fie el și justiția.